Referim la evenimentul pe care îl așteaptă toată România, frate. Toată România așteaptă faptul că duminică este nunta, nu anului, nunta secolului între Bianca Drăgușanu și Victor Slav. Și cine credeți voi că va fi bucătarul oficial al acestei nunți? Ia să vedem. Extraordinar. Și pentru că ne-a plăcut foarte mult de acest bucătar misterios, l-am chemat în seara asta aici la Comedy. Pentru că acest om, da, fraților, va găti la nunta Biancăi cu Victor Slav. Prietene, ce vor mânca nuntașii? Auzi, scuze-mă, am o întrebare. Ce elemente din bucătăria asiatică vei aduce la această nuntă? Am și o întrebare, dacă ce-ai fuma, prietene? Știrea bombă în lumea mondenă săptămâna asta este cea legată de Ștefan Mărică Junior, care a divorțat de Andreea Marin și, culmea, s-a cuplat cu Lavinia de la defuncta trupă Spicy. Adică un fel de Andreea Marin un pic mai tânără, mult mai tânără și... Deci, pe bune, asta e o știre pe care, dacă nu o știam, trăiesc degeaba? Da. Bine, vreau să trăiesc degeaba. Despre Ștefan și Lavinia. Avem informa... Mișule, sincer, hai te rog să nu mai lungim. Ideea este că avem niște fotografii mai vechi cu Lavinia, din care reiese clar că ea are o relație cu Bănică. De asemenea, în fotografia asta, la începutul 2011, se vede clar că s-au întâlnit așa, pe fugă, pac-pac! Mai avem încă o fotografie, uite aici, la sfârșitul 2012, din care reiese clar și indubitabil că cei doi au o relație și că s-au întâlnit cel puțin 3-4 ore. Runde, partide, 3 numere. Așa că am terminat cu asta. Dar ești mulțumit? Sunt foarte mulțumit. Mergem mai departe. Mikey, da, mișcă. Am încercat în ultimul timp să mă gândesc cu adevărat la sentimentele mele pentru tine. Și în sfârșit am găsit o modalitate prin care pot să mi le exprim. Nu mai spune. Da. Ia să vedem. Mikey. Da, mișcă. Tu pentru mine ești ca nisipul din chiloți. Mă gâdini și mă scarpini în același timp. Mikey, tu pentru mine ești ca negrul de sub unghii. Când e ciocolată, nu... Mikey, tu pentru mine ești ca vântul răcoros de toamnă, enervant, dar același timp îmi întărești sfârcurile. Mikey, tu pentru mine... Gata, serios, hai să terminăm. Și închide pe salamă ăsta. Ăsta nu-i salamă, ăsta e Enescu! Enescu! Semidocule Enescu, auzi! Iartă-l,